Bună ziua tuturor, vă mulțumesc că sunteți prezenți la conferința de presă pe care am convocat-o astăzi. În urma ședinței de îndată convocate tot astăzi, am avut trei puncte pe ordinea de zi, două dintre ele referitoare la măsurile de sprijin pentru mediul economic și în particular pentru sectorul Horeca și al treilea punct, cel legat de renunțarea la drumul forestier Gorița. Voi trece la primele două puncte. A existat foarte multă presiune în spațiu public și foarte multă expunere pe tema aceasta, a faptului că Ordonanța 181 oferă posibilitatea consiliilor locale să dispună de măsuri pentru susținerea mediului economic, în sensul reducerii de până la 50% a impozitului pe clădiri nerezidențiale pentru agenții economici și asupra oportunității aplicării acestor măsuri la Brașov. A fost, de altfel, un subiect în dezbatere și vinerea trecută, în ședința ordinară de Consiliul Local. Am preluat aceste puncte din dezbaterea de atunci. Am venit în fața consiliilor locali cu o analiză furnizată de aparatul administrativ al primăriei, în ce măsură ne permitem și putem susține astfel de măsuri de sprijin dintr-o perspectivă bugetară. Analiza pe care am făcut-o spune că ne aflăm pe minus, ne aflăm pe un deficit din perspectiva încasărilor la bugetul local pe anul acesta, un deficit de aproximativ 21 de milioane de lei, comparativ cu anul trecut, încasările până la 1 decembrie, până la 30 noiembrie, au fost cu 10 milioane mai mari. Prin urmare, orice împovărare a bugetului local vine cu niște costuri și vine cu o presiune pentru tot ceea ce va însemna anul viitor. Un astfel de deficit va pune presiune mai ales pe zona de investiții și de proiecte anul viitor. Considerând că un impact de aproximativ 5 milioane de lei la valoarea maximă pe care un astfel de sprijin ar fi putut-o avea, este un impact major și care se aplică nediferențiat pe sectoare economice, ci către întreg spectru economic, decizia pe care am propus-o consilierilor locali a fost de a veni cu o reducere de 25% a impozitului pe clădiri, o reducere care se aplică, repet, în conformitate cu prevederile Ordonanței 181. Totodată, la punctul 2 de pe ordinea de zi, am propus două măsuri care să se aplice direct sectorului Horeca, respectiv reducerea abonamentului la terase, pentru terase, cu 50%, aplicabilă anul viitor, și reducerea tuturor taxelor care sunt cuprinse în acordul primarului, tot cu 50%. Toate aceste propuneri au trecut prin votul Consiliului Local, și sunt măsuri care vin să sprijine atât mediul economic per ansamblu, cât și sectorul Horeca în particular. Au mai fost discuții despre măsuri suplimentare care ar putea fi oportune de a fi analizate și pe care le vom discuta cu siguranță în următoarea ședință de Consiliu Local pe 22 decembrie. Dacă aveți întrebări sau intervenții pe acest punct legat de măsurile de sprijin pentru sectorul economic, vă rog. Vă mulțumesc. Voi trece la cel de-al treilea punct de pe ordinea de zi de astăzi, referitor la drumul forestier Gorița. Consider că, în sfârșit, s-a făcut dreptate și când mă refer la dreptate, mă refer la parcursul juridic al acestui drum și la parcursul din punct de vedere al oportunității. Hotărârea de Consiliul Local care a aprobat acest drum a fost dată în precedentele mandate, în vechea legislatură locală și nu a avut la bază o dezbatere publică reală. Drept pentru care dezbaterea publică reală consider că a fost anul trecut, în momentul în care 15.000 de semnatari au fost împotriva acestui drum și am avut la Brașov chiar și un protest cu peste 1.000 de participanți care au scandat împotriva acestui drum. Dată fiind această reacție publică, de altfel nici precedenta administrație nu a avansat în sensul materializării acestui proiect. Practic, proiectul a fost blocat aproape un an de zile, iar votul de astăzi nu face decât să consfințească faptul că
nu avem nevoie de acest drum și că nu este oportun. După acest vot, preiau un mandat de a duce la bun sfârșit negocierile cu AFIR, cu Autoritatea de Finanțare, și de a duce totodată la bun sfârșit și acțiunea în instanță, în sensul închiderii ei, pentru că rămâne practic fără obiect. Dacă aveți întrebări cu privire la acest punct, vă stau la dispoziție. Dacă îmi permiteți. În cazul în care se va ajunge la o înțelegere cu AFIR-ul, vor exista repercusiuni pentru primăria Brașov? În sensul că vor exista niște penalități sau deja s-au cheltuit niște bani în derularea acestui proiect și mă refer strict la partea cu drumul forestier Gorița. Cine plătește? Sau din ce bani se va plăti? Sunt lucruri pe care urmează să le abordăm în negocierea pe care o vom avea cu AFIR-ul. Până atunci este prematur să discutăm și orice poziție pe aceste probleme pot să influențeze negocierea în sine, într-un sens defavorabil Brașovului. Deci, pentru aceste lucruri voi veni cu clarificări după ce vom avea procesul de negociere, care va fi unul destul de scurt și sub presiunea timpului. De altfel, urgența reintroducerii acestei propuneri pe ordinea de zi a fost dată tocmai de faptul că avem un contract care expiră în 15 decembrie, deci va trebui să avem aceste negocieri în perioada următoare. Poate e întrebare răutăcioasă, dar o să o pun. Gorița a fost la schimb cu facilitățile fiscale? Nu, nu facem astfel de schimburi pe subiecte care sunt importante și care țin de interesul brașovenilor și de interesul diverselor pături brașovene. Din punctul meu de vedere, și facilitățile fiscale au o justificare și v-am explicat-o. Cred că votul de astăzi arată pe de o parte deschidere către mediul economic și susținerea mediului economic, pe de altă parte responsabilitate față de bugetul local și uitându-mă comparativ cu alte orașe mari, și am repetat acest lucru, ne uităm, Sibiul a dat o reducere de 20%. Iată că Brașov a fost mai generos și mai deschis spre a sprijini comercianții locali. Au fost orașe care nu au aplicat aceste măsuri. Cred că pragul pe care noi l-am ales, adaptat și la analiza specific făcută pe bugetul Brașovului și pe zona de venituri și pe zona de cheltuieli, este un prag realist și un prag sustenabil și care arată responsabilitate. În legătură cu drumul forestier Gorița, cred că de fapt nimeni nu și-l dorea. Nu am găsit la nivel politic niciun susținător al acestui proiect astăzi, în 2020. Eu mai am o întrebare. Ați discutat deja în prealabil cu cei de la AFIR că urmează negocieri sau că ar fi putut urma negocieri pe acest proiect? Și aveți o dată stabilită pentru aceste negocieri? Acum, în lumina noului proiect adoptat. Doar după votul de azi am un mandat în acest sens. Prin urmare, voi demara aceste negocieri și aceste discuții cât de curând. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc pentru participare. O zi bună tuturor!